Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician, emisiunea Cadastru pe înțelesul tuturor și în această seară avem o ediție împreună cu Daniel Ioan Indreiu de la Brad și cu colegul nostru, veșnicul, prietenul nostru, Ghiță Dămăcuș de la Arad. Astăzi vom avea o emisiune legată de câteva chestiuni pe care noi le-am derulat în cadrul emisiunilor noastre cu privire la imobil și e o temă care îi place nespus de mult domnului Dămăcuș și dăm ocazia să se manifeste, ținând cont că interesele pe care le generează imobilul sunt inima cadastrului și ele trebuie să înțelese ca atare. Și am să citez dintr-o scrisoare pe care Radio România împreună cu emisiunea noastră, la emisiunea noastră, a primit o scrisoare în care am cerut precizări cu privire la felul în care trebuie să se înregistreze imobilele la înregistrare sistematică. Înainte de a da curs acestei chestiuni, bineînțeles că noi trebuie să clarificăm niște elemente. Am pus întrebări în mai multe direcții astăzi din țară, la diferite niveluri, pentru a mă edifica și a înțelege foarte bine, plecând de la Agenția Națională, doamna Sase Eugenia, șefă de serviciu în cadrul agenției, în cadrul direcției, domnul Grigore Marcel, care a realizat o carte, codul civil al României, în drumar notarial, în care se explică extraordinar de simplu, clar și concis câteva chestiuni care îmi permit să le citesc. După cum știm, codul civil la articolul 876 precizează, la aliniatul 3, prin imobil, în sensul prezentului titlu, se înțelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosință, cu sau fără construcție, aparținând aceleași proprietari, situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale și care sunt identificate printr-un număr cadastral unic. Aici, în acest cod civil, în drumarul notarial, pagina este 288, găsim explicațiile foarte detaliat. Și anume, rezultă că imobilele supuse aceste reglementări sunt numai acelea care sunt identificate printr-un număr cadastral. Prin urmare, imobilele identificate printr-un alt tip de identificator, număr topografic, număr parcela, etc., nu sunt considerate imobile în sensul definit de prezentul titlu. Este extrem de important de înțeles odată pentru totdeauna, pentru că, din nefericire, am constatat cu mare dezamăgire că există și actualmente în cadrul oficiilor de cadastru necomunicare. Și am primit aceste precizări ca urmare a adresei pe care am înaintat-o și am cerut să fie lămurite și au primit toate oficiile din țară această explicație, că modul în care se înregistrează imobile în cadrul înregistrării sistematice se bazează pe reglementările care le-am citit. Vă confruntați cu probleme de neaplicare a acestei prevederi legale, Ghiță? Știi bine că nu s-a reglementat încă problema, încă sunt... Este reglementată, domnule, nu a fost înțeleasă să nu... Da, ai dreptate. Nu, este hai să nu facem confuzii, nu, vă rog foarte mult. Reglementare ce înseamnă? Când legea spune clar, problema de fond e neînțeleasă. Avem analfabet funcțional? Articolul 29 din legea 7, îl am în față, imediat să și citesc, în care îți spune că registratorul admite cererea dacă imobilul este identificat prin număr cadastral unic și sau topografic după caz. Articolul 29 din legea 7. Nu vreau să greșesc, mă uit. O secundă, 29. Prevedere care a fost înscrisă în legea 7 de la data apariției în monitor oficial 13 martie 1996, când într-adevăr la acea dată era în vigoare decretul legii 115 din 1938 în care putea fi identificat imobilul prin număr topografic. Ulterior a apărut un nou cod civil și nu mai există această posibilitate. Articolul e o problemă 20. De înțelegere, de bună credință, ca să-i spunem așa. Aici e o problemă de fond, pentru că, din punctul meu de vedere,
a te încăpățâna, să rămâi în trecut, e pur și simplu o luptă împotriva progresului. Andreiule, te-ai confruntat la voi la județ cu astfel de chestiuni? Vreau să spun că în răspunsul la această adresă se face referire la lucrările de înregistrare sistematică, dar noi ne confruntăm cu problema aceasta la celelalte lucrări, pentru că încă se fac acte pe carte funciară veche, se fac acte pe cote dintr-un număr topografic, dintr-o carte funciară veche, ceea ce mi se pare mult mai grav, pentru că acum, chiar de curând, am avut o situație, mi-a venit cineva, a cumpărat 100 de metri dintr-o 1500, în CF-ul respectiv mai e și statul român, mai e și un vecin, și acum el îmi susține că 100 lui de metri ar fi într-un anumit loc în teren. Ori eu nu pot să îi dau dreptate, pentru că nu are niciun fel de dovadă în acest sens. Nu este făcută ieșire din indiviziune, sunt toți trei indiviziune. Dacă va face ieșirea din indiviziune, numai că aici intervin alte nuanțe. Păi intervin că și celălalt proprietar zice că e acolo a lui zona respectivă, că acolo e mai bună porțiunea din numărul respectiv. Da, dar aici intervin alt factor legat și de suprafețe, pentru că ne aflăm în diferite. Terenul unde este? În teren intravilan, în intravilanul municipiului. Aici ne aflăm sub incidența hotărârii guvern 585 sau cât, nu mai țin minte acum, e legată de regulamentul de urbanism general, care spune clar că în intravilan parcele sub 150 de metri pătrați nu pot exista. Deci tu cu 100 de metri pătrați nu faci absolut nimic. Trebuie să cumpere celălalt ca să întregească imobilul. Dacă respectăm ceea ce spune legea, e foarte clar. E foarte clar. Și oamenii... Eu cum i-am trimis în instanță, le-am zis că nu am ce să-i fac, pentru că eu nu pot să-l scot din indiviziune cu 100 de metri, nici cu proces verbal de vecinătate, atâta timp cât vecinii nu îi semnează. N-am ce să-i fac. Păi, dar nu e suficient, că acolo trebuie să ai și regulamentul de urbanism, impune certificat de urbanism. Chiar dacă la două parcele nu, dar la suprafața asta tu ești obligat ca profesionist să ceri. Merg mai departe și zic că am și o expertiză, dacă e să vorbim așa, la Lazuri, în județul Arad, pe composesorat și... Există un drum pe care îl revendică un cetățean. Acel cetățean zice că e a lui și mi-a prezentat un act vechi de proprietate în cote, așa cum ați spus voi, exact așa, și spune că e drumul lui. A pus o barieră, oamenii mai aveau voie să treacă. Din punctul meu de vedere, am solicitat instanței să prezinte în instanță dreptul real de proprietate actual. Să vedem ce va face, pentru că instanța a ascultat și a cerut să prezinte un document actualizat. Ce părere ai, Ghiță? Va putea prezenta? Teoretic nu, da. Și practic, România suferă și să prinde. Nu, pentru că vorba lui Andreiu, unde ești din indiviziune? Trebuie să ieși, dacă ai tot în parte, trebuie să trăiască toți. Nu, nu e așa, Daniel? Niciodată să nu spui niciodată la noi. Totuși, eu nu cred că o să poată să aducă un asemenea act. Este imposibil, zic eu. Cât ar fi de posibil. Aici putem să facem o analiză, pentru că, spre exemplu, dacă avem astfel de situații în care nu au fost operate niciun fel de modificări cu privire la drepturile de proprietate, o întrebare simplă. Poate să nu fie moștenitor. Asta nu stabilește un expert, nu stabilește... el, ci stabilește legea care spune în ce condiții devii moștenitor, nu? Da, știi bine că acolo ultima scriere era până 1980. Nu, 1982, dar nu contează, totul e distanță mare, distanță mare. Și nu se știe dacă... cotă partea cuiva. A cuiva, deci aici e problema. Păi erau vreo 70 de părți, cât erau acolo? Era la poziția 80 și ceva, parcă. Deci chestiunea e foarte, foarte limpede atunci când oamenii n-au cultura științei, când n-au posibilitatea să învețe ce semnificație are în fiecare termen. Și asta... Te întreb mai greu, cum să faci o moștenire după un topografic de carte, o cotă parte dintr-un topografic și acea
folosință, nu mai respectă de nicio culoare schița aia de carte fungeară care le-au dat. Nu-i bună suprafața, nu-i bună forma, nu-i bune drumurile, s-au schimbat. Și te pui și faci moștenire pe o cotă parte? Aici e o problemă de fond grea de tot, pentru că lucrurile nu s-au dus niciodată până la capăt ca să se clarifice. Cred că cei care trebuia să pregătească documentațiile sau legislația trebuia să meargă până la capăt. Și mă bucur că, Daniele, voi aveți astfel de situații. Cum procedați voi? Că păi sunt convins că... Acum... Da, scuze că întrerup. Noi vorbim acum, dar dacă ascultăm 2-3 notari, cel puțin de la noi din zonă, ei au cu tot o altă perspectivă asupra acestui subiect. Și aici intervine ceea ce spuneam și voi înainte. Legislația ar trebui să fie foarte coerentă cu privire la aceste aspecte. Pentru că... Cum adică? Totuși, Daniel, stai puțin, că aici nu te lasă treci așa să spui că iau. Păi cum poate să spună un notar despre această chestiune dacă ei n-au un CF-ul corect? Păi notarul spune că îi face moștenire, îi face certificat de moștenitor cuiva după părinții lui, conform situației actuale de carte funciară, unde poate persoana respectivă are un sfert din numărul respectiv topografic sau... o treime sau deci, cea zecea parte, deci diferit. Mihai, își citesc articolul 29 din legea 7 astăzi în vigoare. În cazul în care legislatorul admite cererea, dispune în tabularea sau înscrie provizor prin încheiere, dacă înscrisul îndeplinește următoarele condiții limitative, două puncte. Și la punctul C, individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară și un număr cadastral sau topografic după caz. Când la articolul 4 spune că imobilul este 4, parcă, articolul 1, aliniatul 5. Prin imobil se înțelege terenul care este identificat prin număr cadastral unic. În aceeași lege, la articolul 1 avem o definiție și la articolul 29 o derogare de la definiție. Acum, și de la codul. Acum, ca să lămurim câteva chestiuni, personal am... fost nevoit la livezile să pun o întrebare la București legat de legea 18, acolo unde spune că succesiunea vacantă declanșată trece imobilul în domeniul public fără a fi voia a fi schimbată. Și răspunsul de la București a fost foarte interesant, exact ce-i spui tu, Ghiță, în sensul în care, având în vedere prevederile codului civil, în codul civil, succesiunea vacantă a imobilului trece în domeniul privat. Deci, categoric aici avem o mare problemă. Cei care se ocupă, corecte, agenția de cadastru cu ANRP-ul, că aici vorbim despre legea 18 și vorbim despre Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și de-abia aștept să văd ce răspunsuri îmi dau, pentru că vreau să vă spun că la scrisoarea noastră privind emisiunea cu privire la aplicarea legii 231 în România, au început să-mi curgă răspunsurile. Vă spun cinstit că am primit cel puțin până acum două județe, respectiv Bistrița Năsăud, 8 pagini, în care mi-a explicat fiecare subiect cum aplică și foarte interesant, o să le pun la dispoziția tuturor pentru că nu sunt pentru mine. De asemenea, primăria Dolj, prefectura Dolj, fantastic, deci prefectura Năsăud și prefectura Dolj, care am reușit să le citesc răspunsurile, vin cu detalii și modul lor de lucru este foarte interesant, cum ne respectă. Și m-am gândit așa, cred că noi, cei care am muncit de ani de zile buni și am încercat să explicăm românilor elemente legate de cadastru, în care am invitat foarte multă lume, la finalul perioadei de 30 de zile, apropo, Daniel, am retrimis acum la agenție solicitarea cu privire la valabilitatea acelui dat și am transmis-o că au trecut cele 30 de zile. Dilatarea timpului iar intră în vigoare. Eu înțeleg că unii nu și-au banii degeaba, și-au banii degeaba, după cum se vede la anumite entități. Și m-am gândit că facem din nou o scrisoare deschisă tuturor adresanților și care cerem demiterea celor care nu iubesc românii.
și simplu. De ce? Argumentez. Președintele Comisiei de Fond Funcțional pe județ, cine este? Prefectul. Păi dacă nu face nimic de 30 de ani, hai să reorganizăm instituția. Dacă el veghează la binele românilor, ăsta e binele românilor, care români? Care prefecți? Ce interese ascund? Asta e adevărul, trebuie spus pe față. Deci, plecând de la subiectul ăsta legat de imobil, agenția spune că, potrivit prevederilor articolului 876 aliniatul 3, ce v-am citit eu, din codul civil, prin imobil se înțelege ce am citit. Pe cale de consecință, domnul Grigore a spus, dar cum, domnule, după ce facem înregistrarea sistematică, să mergem pe numere topografice, să facem imobile pe numere topografice și să-i trimitem pe oameni la alipire, păi ne batem joc de ei. E o chestiune de percepție. Aici cred că unele conduceri ale OCP-urilor transferă pur și simplu punctul lor de vedere în ceea ce privește înțelegerea în interese proprii. Și asta este concluzia mea. Deci noi care ne lovim mai mereu de subiectele astea, că am trebuit să punem întrebări din nou, pentru că nu știu unde găsesc eu acel răspuns, sper să-l găsesc și voi invoca răspunsul respectiv ca să lămurim o dată pentru totdeauna. Dar cu Consiliul ăsta legislativ, ținând cont că avem altă întrebare, s-ar putea să primim răspunsul altă întrebare. Mihai, uite, îți propun, fă o referire sau adresă la articolul 29, care sunt cazurile în care un imobil poate fi identificat prin număr topografic. Fie că scrie cu încălcarea, după... încălcarea prevederilor articolului 876 aliniatul 3 din codul civil. După caz, cadastral sau topografic, după caz, care sunt cazurile în care poate fi și prin topografic? Aici nu e suficient atâta, pentru că probabil vor fi inteligenții unde nu aplică și vor găsi idei. Numai să vedem acum că în ultima perioadă de timp se temporizează tot. Adică unii nu mai răspund că nu-i mai trage nimeni la socoteală. Nu răspund la scrisori, asta e o problemă mare. Mergem puțin de tot mai departe. Deci, ca să tragem o mică concluzie legată de indiviziune. Un cetățean poate afirma că deține un imobil când deține în coproprietate o parte din imobil? Indreiule. Din punctul meu de vedere, nu. Deși poate că legal cineva ar interpreta că poate, un avocat așa ar spune, din punctul meu de vedere mi se pare o situație mai mult decât alambicată în ceea ce îl privește. Pentru mine nu e alambicată deloc, pentru mine în ceea ce îl privește pe om. Nu poate să-ți arate nimeni nimic dacă are în indiviziune. Ce părere ai? Nu poate nimeni să stabilească unde e bucata lui în interiorul unui număr aflat în indiviziune topografic. Asta e clar. Asta chiar dacă el susține un anumit amplasament. Există o procedură, se poate face un partaj de folosință. Adică prin încheiere notarială, ei să stabilească ce zonă folosesc pe o anumită perioadă. Dar nu înseamnă că devine proprietate. Deci în context, haide să lămurim. Aici sunt câteva lucruri de lămurit, foarte bine e corect ceea ce ai spus, am întâlnit astfel de situații, dar pentru asta trebuie ca toți coproprietarii să fie de acord cu acel partaj de folosință. 100%, da. Dar deci nu morții, nu? Mergem să întrebăm morții dacă sunt de acord să folosească Indreiul... Notarial, un mor nu poate să mai... Deci aici nu cred că avem echivoc, din punctul meu de vedere... Fără ieșire din indiviziune, care e cazul ideal, nu putem să spunem că este proprietate personală, iar dacă suntem în coproprietate, singura soluție, subscriu la ce spune Ghiță, partajul voluntar. Ce părere ai, domnul coleg Indreiu? Și eu sunt de acord cu această variantă. Aici nu pot să fii de acord, că subscrii eventual pentru că... Degeaba nu, suntem noi de acord. Sunt de acord cu actul respectiv la care făcea referire Ghiță, că ar fi un pas înainte cumva pentru a stabili un anumit amplasament în interiorul proprietății respective. Ar fi totuși ceva ca unul din coproprietari să își susțină punctul de vedere cu privire la faptul că are un anumit amplasament porțiunea pe care o deține în cartea funciară. Adică ar fi ceva mai mult decât nimic.
sunt locurile înfundate. Adică au poartă uscată, este o casă cu două apartamente sau trei apartamente și efectiv au o grădină comună care, la înțelegere, acea grădină este folosită în loturi. Bineînțeles că niciodată nu vei putea să faci o dezmembrare și să asiguri servitut și tot felul, fiindcă locurile sunt sub 150 de metri pătrați, încarcă regulamentul de urbanism. Dar ei pot fiecare să-și îngrijească colțul lor, să-l folosească, bineînțeles, cu acordul tuturor proprietarilor. Te întrerup că vreau să spun ceva foarte important. Am avut acum, nu de mult, o expertiză, nu contează la ce judecătorie, am invocat și eu acest aspect și judecătorul mi-a impus să fac loturi și de 70 de metri pătrați. Tot așa, este vorba de o curte comună, sunt 7 persoane care își împart o grădină de vreo 5-600 de metri, nu mai rețin cât, și am fost, mi s-a solicitat imperativ să fac acest lucru. Deci și aici apar diferite aspecte de care ar trebui să se țină cont. Și totuși, întrebarea mea este următoarea. Noi suntem obligați să respectăm legea? Păi, dacă ți-mi ești obligat să respecti legea, dar nu poți 100% să refuzi. O faci și spui că încalcă procedurile și... Asta am făcut. Efectiv, faci și se încalcă. Eu personal n-am să pot să fac o chestiune de genul ăsta, ci am să spun clar că judecătorii judecă după lege. Legea nu permite ca atare, n-am cum să propun ceva ce aduce atingere judecătorului. Asta am spus-o și o spun mai mereu ca să înțeleagă treaba lor ce fac mai departe. Altă soluție, alt expert. Delicată treaba. Una se ceară o parte avocatul și alta se dispune instanță să o faci. Păi când mi-a cerut avocatul și eu am refuzat. Am explicat, dar vedeți că... În instanță spune... Dar și eu am întâlnit cazuri, am avut și eu. Mi-a dispus fă-o și, bineînțeles, la pronunțare nu s-a pronunțat pe varianta solicitată de avocat, chiar dacă am făcut-o. Deci, într-un final, deci nu i-a refuzat, am înțeles, se feresc de faptul că poate fi contestată că i s-a respins un capăt de cerne sau tot felul de... Sunt chestiuni care nu le discutăm, că nu ne privesc. Noi, din punct de vedere tehnic, iată din acea scrisoare pe care am primit-o pentru clarificarea subiectului legat de înregistrare sistematică, trebuie să citim câteva chestiuni. În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru și carte funciară, situația tehnică și juridică a imobililor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic și în cartea funciară se modifică conform, atenție foarte mare, hârtie de la agenție, se modifică conform situației tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate și actele juridice colectate. Mai departe, descrierea imobililor din documentele tehnice al cadastrului constituie o modalitate de punere în concordanță a situației tehnice a imobilului cu situația juridică cuprinsă în actele juridice. În acest caz, în caz de discrepanță, prevalează situația tehnică identificată în urma măsurătorilor efectuate. Deci rolul nostru a specialiștilor care întocmim lucrări de cadastru, de înregistrare sistematică, este determinant. De aici putem trage o simplă concluzie. Fără a face vizita la fața locului, este imposibil să te pronunți asupra unei situații. Din nefericire... Două lucruri sunt delicate aici. Extravilan, schimbarea categoriei de folosință, care nu întotdeauna s-a făcut legal, mă refer la faptul că la înregistrare sistematică s-ar putea să mergi în teren și să găsești un arabil. Dar el în carte funciară, și titlul emis, și în tabulară, și tot, să fi fost pășune. Da, aici putem discuta. Bine, îi ridicam mingea la fileu. Atenție, în cadrul pășunii... Al doilea an în intravila. Numai puțin, ține, să clarificăm. În cadrul pajiștilor există și categoria de folosință arabilă. Asta nu ne deranjează. Destinația nu e o schimb de pășune. Mai departe, te rog. În intravilan, construcțiile realizate fără autorizație. Și... dacă primăria îți confirmă și îți atestă aceste construcții, tu trebuie să le înregistrezi. În înregistrarea sistematică nu primești fiscal. Dar nici nu trebuie. În înregistrarea sistematică, primarul certifică existența pe baza ceea ce identifică persoana autorizată. Așa am făcut peste tot. Unde am făcut? Eu am făcut deja intravilane. Și foarte clar, e logic, normal, că nu trebuie fiscalul să prevaleze în situația asta.
ci situația reală care devine fiscală în viitor. Eu totuși consider că ar trebui să avem cele două categorii, construcții cu acte și fără acte. Nu consider nimic, pentru că nu este normal, nu este normal, din punctul meu de vedere, actualmente te duci și faci identificarea. Și acum vă anunț că mai avem 10 minute, trebuie să vedem să le gestionăm bine și cu mare atenție. Problema de fond este următoarea. Odată și odată trebuie o linie. Nu căutăm să băgăm strâmbe sau să blocăm lucrurile cum se întâmplă de regulă. Eu cred că odată și odată s-ar putea să fie un T0, adică un T0 însemnând un timp 0, la care lucrurile se aduc la același numitor comun și de acum încolo lucrurile vor putea să intre în normalitate. Până acum noi nu avem o situație normală. Ghiță, nu știu dacă ești de acord cu mine, dar eu cred că e bine că... Parțial sunt de acord în ceea ce privește proprietatea privată, în sensul, mi-am făcut un coteț și nu e autorizație. Dar dacă, de exemplu, eu acolo am un restaurant, fac o sală de nunți și se întâmplă și cade pe ei și mor oameni, și acea autorizație am trecut-o cu acte și a fost construită ilegal, fără acte, fără nicio autorizație, nu cred când desfășor servicii de publice... Aceste obiective, dăm voie să-ți spun că de regulă nu se construiesc așa. Și dacă se ajunge la o situație de genul ăsta, răspunde primarul, nu noi. Nu e așa, te contrazic. Eu am avut acum luna trecută, în martie, am fost la cineva, a construit o clădire cu 3 etaje, țineți cont, fără autorizație. Acum de vreo 3 ani s-a apucat, a lucrat pe ea și acum apelează la un expert care să-i o... expertizeze, astfel încât să-și o înscrie în cartea funciară. Nu e chiar așa. Legiuitorii... Păi asta face. Deci, nu numai puțin, dacă îmi dai voie să citesc din lege, că țin minte, m-a interesat subiectul și am vrut să văd exact. Deci sunt două chestiuni clare, precizate în legea 50, și anume, este vorba de urbanism și de expertize privind calitatea. Și acolo intră vreo 8 expertize. Cine îi dă drumul așa, cu autorizație, pe baza unei simple expertize la stabilitate și rezistență, e deficitară. Mai ales că este o clădire probabil pentru destinație economică, acolo îți trebuie și pompieri, îți trebuie igienă, îți trebuie calitate. Sunt 8 domenii. Pe toate domeniile. În România nu avem experți tehnici, nu judiciari, pe aceste 8 domenii. Nu e chiar așa simplu. Dacă sistematic, un prestator care tratează superficial aceste treburi, prin sistematic ar putea să le treacă cu act. Pur și simplu, am găsit-o acolo, am văzut-o, poate să spună. Primarul poate, bineînțeles, când, hai, dacă e un sat mic, înțeleg să știe tot ce-i făcut ilegal. Dar la un municipiu, la un oraș, crezi că cineva va ști exact fiecare construcție care e autorizată sau care nu? Se depune și se dă termen de 10, 20, 30 zile ca să se verifice? Numai puțin. Dacă aici puțin de tot ai dus-o în extrema cealaltă. Problema de fond este următoarea. Tu ca prestator prezinți situația. Certificarea existenței la fața locului, a subiectului, că e cu acte sau nu, nu e apanajul tău. Nu este apanajul tău. Mai devreme că prezumă situația din teren. Dacă nu corespunde cu acte... Tu asta faci. Primăria certifică acea hârtie, care ea trebuie să răspundă prin serviciile care le asigură urbanism, pentru că vorbim de oraș, nu? Da, vorbim de oraș. Dar ei au toate serviciile asigurate. Vorbim de un șopron undeva, construit de cineva sau... Deci acolo noi nu cred că trebuie să ne depășim competențele, doar să le constatăm. Primăria, dacă semnează, e problema ei mai departe. Ea are obligații să rezolve problema. Mai mult, în ultima perioadă de timp, s-a modificat legea 50 și instanțele de judecată nu mai pot să constate pe cale judiciară, ca să-i spunem așa, existența unei construcții. Nu pot să emite titlul care să țină loc de, ci se face pe cale administrativă. De am spus, nu e chiar așa simplu, încă nu cred că și-au dat drumul. Eu am solicitat pe vremea ministrului Ion Ștefan să ne facă precizări cu definirea acelei
expertize. În ce constă? N-am primit răspuns. Nu știu, încă n-am întâlnit nicio situație în care să... Dar cum vreau să văd și eu cum arată expertiza în cazul ăsta, că încă n-am văzut-o. Nu cred că... Să o vezi că tu nu te pricepi, nici eu nu mă pricep, să spun sincer. Deși sunt inginer constructor, deci trebuie să ai punct de vedere al urbanismului. Ce înseamnă asta? Că în zona respectivă are voie să facă o astfel de clădire. Și dacă nu-i prins în pug o astfel de clădire, nu poate să-l deie, că automat subiectul e foarte clar decât dacă e cotită tot. Păi nu, că e în curtea lui. În curtea lui să văd. Nu, atenție, de exemplu, regulamentul de urbanism în zonele, unde, în ce zonă e oraș? La țară. Nu, la țară. Păi acolo spune clar, 30-40% e potul. Și dacă el a depășit potul, din punct de vedere urbanistic, are curtea e mare, nu are vreo 1000 de metri. Om vedea. Și eu sunt curios, vă spun că mi se pare deci, chiar... Deci să conchidem că timpul nostru a trecut... Oricum, persoana era foarte în temă cu legislația și știa că există posibilitatea asta. Dar eu nu știu dacă știe să citească integral textul de acolo. Acum nu pot să vi-l... Oricum, pe primar o să cadă totul până la urmă. Evident, dacă el dă certificatul de existență, dacă știe cineva să citească românește, e foarte important. Haideți, mai avem 2 minute. Ghiță, despre imobil, ce părere ai, ce recomanzi tu pe viitor? Să se dea o definiție clară. Adică să se pună de acord articolul 29 cu articolul 1, vis-a-vis de imobil. E simplu. N-am discutat despre avizarea expertizei judiciare, în care pot fi avizate numai cele care sunt identificate prin marcat de sal unic. Știi bine că toți le avizăm? Nu am primit răspuns de la București că nu... Au un punct de vedere. Bine, lucrurile sunt alambicate cu expertizele, trebuie să dezvoltăm mult, mult, mult. Domnul Indreiu, foarte scurt că timpul fuge... Punctul meu de vedere, nu ar trebui să se mai facă acte notariale atâta timp cât imobilul nu are geometrie. Simplu. Sau număr cadastral unic tradus în literatura de specialitate. E foarte clar, concis, lapidar, foarte clar. Legea este egală pentru toată lumea, deci trebuie cunoscută și aplicată, ca să conchidem simplu, nu? Exact. Asta este concluzia. Și astăzi vreau să vă spun că am transmis la oficiile de cadastru din nou această scrisoare care am primit-o de la agenție și vreau să știu exact dacă a fost prelucrată de către șefi, explicată la cei care sunt inspectori, ca să nu mai avem discuții. Este foarte interesant să vedem și noi răspunsurile pe care le-ați primit când or fi mai multe adunate, dar cu privire la cealaltă adresă pentru care a trecut o lună astăzi, mi se pare cel puțin, nu știu ce, greu de calificat faptul că după o lună nu se dă un răspuns atât de simplu, cu da sau nu, cu privire la o situație cuprinsă în legislație. Indreiu, la legea 231 și 87, de 6 luni, 2 luni n-au primit oamenii un răspuns la cereri. Deci unii, în concluzie, putem trage că și-au banii de pomană și sperăm totuși să scuturăm pomul de maiamuțe și să reușim totuși să mergem înainte. Mulțumesc că am fost alături împreună cu Ghiță de Măcuș de la Arad, cu Daniel Indreiu de la Brad. Am încercat să lămurim câteva lucruri despre un subiect care îl numesc eu inima cadastrului. Evident că n-am reușit în totalitate, dar se desprind câteva chestiuni. Că dacă nu vrem să facem ceva, vom deveni slugi în țara noastră. Doamne, iartă-ne că nu facem ce trebuie. Doamne, dă-ne înțelepciune, putere de muncă. Binecuvintează-i pe români cu multă putere de muncă, sănătate, înțelepciune și acolo unde sunt să se gândească la țărișoara noastră. Doamne, ajută și dă bine!